Cetatea Sorocii își închide ușile pentru turiști. Edificiul intră în lucrări de reconstrucție care vor fi efectuate de o echipă de specialiști din Iași, România. Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca, Nicolae Bulat, a menționat că vineri 9 august a fost semnat contractul cu firma din Iași care s-a ocupat de lucrările de reconstrucție a cetății Neamț, România. Conform caietului de sarcini, lucrările vor dura șase luni, iar redeschiderea cetății Soroca pentru turiști este preconizată pentru 18 mai 2014. Lucrările de reconstrucție vor presupune restaurarea parțială a galeriilor de circulație și de depozitare din interiorul cetății. În afară edificiului se va lucra la amenajarea spațiului aferent prin pavare cu piatră de cosăuți ca pe vremuri și restaurarea aleilor din parc. Va fi construit și un veceu public pentru că din 1978, de când a fost deschisă cetatea pentru vizitatori, lipsa acestuia a reprezentat o adevărată problemă. Totodată vor fi construite buticuri de suvenire pentru vizitatori, iar acest lucru va duce la dezvoltarea unei ramuri de producere a suvenirurilor de către meșterii populare soroceni. Nicolae Bulat a mai spus că o parte semnificativă din bani va fi utilizată pentru reconstrucția drumului de acces spre cetatea Sorocii, care va cuprinde tronsonul de la intrarea în oraș și până la cetate. Costul total al proiectului de reconstrucție este de 3 milioane de euro, bani europeni. Banii sunt alocați în cadrul unui proiect comun de reconstrucție a mai multor obiective istorice. Astfel, un milion de euro va fi utilizat pentru restaurarea unor obiective istorice din Suceava și Hotin și respectiv 2 milioane de euro vor fi investiți în cetatea Sorocii. Cetatea Soroca datează din secolul al XV-lea și nu a mai fost restaurată din 1970.